cine credea că cu Bea poți să faci insane? Cinci, mâncați aici, poarul tău. Acum, ești prea concentrat. Păi normal, frate, că-s prea concentrat. Că ai văzut cât de 500 de viață era să o mielesc. Și de zilele mele, băi, cât de hard de boss fight-ul ăsta să mă bată tata, n-am văzut așa ceva. Man, e insane de greu jocul. Și boss fight-ul e insane de greu. Ce m-a scos star power-ul de pe Bea, nu vine să cred așa ceva. Oh my f... Cred că a fost o secundă să se spawneze Daryl. O secundă să se spawneze Daryl, băi, ești nebun la cap. Nu mai pot, nu mai pot, trebuie pauză, nu mai pot. Opa! Ia uite cum stă boschetarul. Așteptăm? Dăm trep? Se numește trep, băiatul meu. Asta e jocul, frate, n-ai ce să faci. E super, super stresant jocul când se întâmplă chestia asta și super frustrant. Și ați văzut, v-am zis că aici este cineva băgat la perete și numai ce ieșise bul sau nu știu cine a fost de s-a dus pe jos. Se pare că ești băgat acum. A, e Dynamite. Dacă și Dynamite că a ajuns să stea în boschet, s-a terminat jocul. S-a terminat jocul, băieți. N-am apucat să-i dau hit lui Poco. Well play. Da, well play. M-a bătut Poco, n-am avut ce să fac în condițiile astea. N-am avut ce să fac absolut deloc. Și nu înțeleg de ce Dana mai nu dădea în Poco. What? Hai mă, zbați jocul de mine, adică m-am băgat la perete și... Nu, no, aici chiar n-a fost drept, adică chiar n-a fost ok chestia asta ce mi s-a întâmplat. Aici nu este nicio problemă, locul 2 nu e rău pe joculețul acesta, mai zis momentul de față care s-a ajuns extraordinar de rău. A fost, cred că la distanță de un singur hit ca să-l omor pe Leon. M-am bătut cu 3, deci cu 3 m-am bătut. Și a fost la o distanță de un singur hit ca să-l pot bate pe Leon. Din nou, nu se pune problema ca să nu facem un incumax, adică chiar meciul acesta o să fac cu incumax. Dar asta este ghinionul, adică chiar nu ai ce să faci. În condițiile astea chiar nu ai ce să faci, este totul legat de noroc. Și este totul legat de noroc. E pur noroc pentru el și pur ghinion pentru mine.